Ceremonii de comemorare a eroilor Revoluției vor avea loc astăzi în câteva locuri din capitală. Cele mai importante se vor desfășura la cimitirul eroilor Revoluției, Troița de la Spitalul Colțea, Troița Monument din incinta Bisericii Sfântul Gheorghe Nou, în piața Universității, Sala Dales și în piața Romană. La 21 decembrie 1989, mitingul organizat de autorități în piața Palatului s-a transformat într-un protest la adresa regimului comunist și a dictatorului Nicolae Ceaușescu. Protestele s-au extins în piața Universității și piața Romană, iar în dreptul hotelului intercontinental s-a format o baricadă. 21 decembrie 1989 s-a tras asupra manifestanților și s-au înregistrat primele decese în rândul acestora.